Bine v-am găsit, copii! Astăzi vom vorbi despre orașul și monumentele publice la Roma. Atunci, în antichitate, era o vorbă care circula, se spunea, toate drumurile duc la Roma. Era cel mai important oraș al lumii în acea vreme, capitala unui mare imperiu, un imperiu unde se acumulaseră multe bogății, iar Roma era așa un fel de etichetă a puterii imperiale. Tocmai prin impresionantele monumente care au fost ridicate. Cea mai importantă construcție la Roma a fost Forul. Ce era Forul? Era cam același lucru cu Agora de la greci, piața publică. Aici se întâlneau cetățenii pentru discuții, comerț, activități culturale. Era un loc public. Aici se puneau la cale diverse afaceri, comploturi, da, conspirații împotriva împăratului și așa mai departe. O altă construcție impresionantă era Arcul de Triumf. Roma, fiind o mare putere, în momentul în care se întorceau legiunile victorioase, treceau pe sub un arc mare de triumf și defilau prin fața împăratului. Da? Tot impresionante erau și termene. Romanii erau niște oameni foarte curați, puneau accentul pe igienă. Da. Și aproape fiecare oraș, nu numai la Roma, existau, în fiecare oraș existau băi publice, numite terme. Niște edificii cu hipocaust, da? Se făceau băi calde, băi reci, existau chiar și lucruri amenajate pentru exerciții sportivi, pentru a discuta, a citi, da? Termele aveau și bibliotecă. În multe lucruri ale Imperiului pot fi găsite terme. De exemplu, avem terme romane, da? Sau mai bine zis doar niște edificii cu hipocaust, la Pietroasele, unde a fost un castru roman. O altă construcție impresionantă erau apeductele. Începând așa de prin anul 312 înainte de Hristos, pentru transportul apei pe distanțe mari, romanii foloseau o construcție de piatră numită apeduct, dotat cu rețele de conducte de plumb și s-a aprovizionat cu apă. Da? Roma a fost aprovizionată cu apă adusă din 13 apeducte principale. Era și nevoie la mărimea acestui oraș.
Altă construcție era hipodromul. Circus Maximus, da? A fost folosit încă din secolul al VI-lea și amenajat înainte de Hristos și amenajat în perioada Imperiului Roman. Participa acolo la cursele de cai în jur de 250.000 de spectatori. Vă dați seama ce capacitate, cât de mare putea fi. Bineînțeles că se făceau și pariuri. Da. O altă construcție impresionantă, cu adevărat impresionantă, a fost Coloseumul. Hai să zicem, era așa ca un stadion. Da? A fost construit între anii 73 și 80 la inițiativa împăratului Vespasianus. Aici puteau intra o 50.000 de persoane și în arenele acestui Coloseum se organizau luptele, celebrele lupte cu gladiatori. Se făceau și execuții publice, diverse spectacole, da? Pentru distracția poporului roman. Astăzi Coloseumul este în ruină, dar se mențin încă părți bune din vechea construcție. Exista o scenă, da, subsoluri, ce avea Coloseul, avea subsoluri unde staționau gladiatorii sau animalele sălbatice care intrau în luptă, iar sus locurile spectatorilor. Da? Dacă tot am vorbit despre gladiatori, vedem cine erau acești gladiatori. Erau sclavi special antrenați pentru lupta în arenă. Antrenamente foarte dure. Da? Primele lupte cu sclave au avut loc în anul 264 înainte de Hristos. Treptat luptele au devenit tot mai populare. Senatul roman chiar a admis aceste lupte de gladiatori și erau făcute pe cheltuia la stat. Gladiatorii aveau speranța că vor fi în final eliberați dacă împăratul avea plăcerea să îi redea libertatea gladiatorului. Da? Și primea o sabie de lemn, o sabie simbolică care era semnul libertății. Gladiatorul era foarte bine echipat militar. În genere, ce avea un gladiator? Avea un trident. Da, era ca o fulcă cu trei brațe, da? Avea tridentul, coiful cu obrăzar care îi acoperea fața, un scut rotund și o plasă pentru prins adversarul sau pentru dezarmarea lui cu plasa. Luptele se dădeau până la
moarte. Da? Și mulțimea, în momentul în care gladiatorul era învins de către celălalt gladiator, mulțimea hotăra dacă va fi grațiat semnul acesta în sus, însemna viață, întors moarte. Sigur, astea sunt cele mai importante monumente de la Roma. Romanii au fost întotdeauna niște buni constructori, niște buni ingineri. Au construit drumuri de acces spre toate părțile Imperiului, poduri, da? Au ridicat castre. Au fost, practic, purtătorii civilizației în acea vreme. Cam atât despre monumentele de la Roma și vă rog ca în final, deci să vă uitați cam să vă trimit pe lângă înregistrare, înregistrarea acestei lecții, am să vă mai trimit un link, da, cu o prezentare 3D a Romei antice. Veți călători virtual în Roma antică și veți avea plăcerea să vedeți cam cum ar fi arătat Roma reconstituită, da? Vă mulțumesc pentru atenție, dragilor, și să ne vedem cu